Bună ziua, stimați colegi, domnule secretar de stat, ministru Mulțulescu. Astăzi am avut o zi foarte productivă, foarte încărcată, la fel cum este agenda bilaterală între Republica Moldova și România acum pe dimensiunea energetică. Am discutat, practic, întregul palier de subiecte pe care le avem și vizează, practic, toate domeniile, de la interconexiuni, operarea și cooperarea în domeniul achiziționării de gaze, stocări de gaze, eficiență energetică, rezolvarea unor probleme din trecut legate de Moltrans Electro, adică sunt tot palierul de subiecte pe care îl avem pe agenda. Și vreau să remarc o prezență foarte, foarte robustă, foarte reprezentativă a delegației din România. Face parte din efortul nostru comun de a stabili o platformă de dialog permanentă între Republica Moldova și România pe dimensiune energetică, care să cuprindă reprezentanți nu doar din partea ministerelor, dar și din partea celorlalți actori cei mai importanți în sector. E vorba de instituțiile de reglementare, e vorba de operatorii sistemelor de transport, Moldelectrica, Transelectrica, cei de pe gaze, Transgazul din România, Moldova Transgaz, Desmol Transgaz, adică vrem să-i avem la masă pe toți care sunt implicați în aceste procese de colaborare și să ne mișcăm. Asta, de fapt, este un eveniment în care se discută și se agrează niște lucruri la care s-a muncit cu mult înaintea acestor evenimente. Vreau să vă mulțumesc, domnule secretar de stat, și pe această cale să transmit salutări domnului ministru, domnului Burduja, pentru numirea în funcție. Mersi, am avut o colaborare foarte bună cu domnul Popescu și mizăm pe o colaborare la fel de fructuoasă și pe viitor cu România pe dimensiunea energetică. Mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua din nou. Numele meu este Casian Nițulescu, secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei. Astăzi, de-a lungul aproximativ 5 ore, am avut o ședință de lucru fructuoasă, zic eu, o ședință bilaterală între cele două instituții guvernamentale, Ministerul Energiei din Republica Moldova și Ministerul Energiei din România. Cum a zis și a subliniat domnul ministru, am venit cu o echipă robustă, puternică, drept urmare, am demonstrat seriozitate și vrem să dovedim că vom fi un partener pe termen lung, având în vedere experiența pe care o avem de-a lungul timpului dobândită pe partea de energie. După cum bine se știe, România cu pași repezi va atinge statutul de furnizor strategic de energie regională și nu numai, având în vedere posibilitățile nenumărate de producție de energie electrică din surse mixe de producție de energie electrică, începând de la energia clasică produsă pe parte de cărbune, eolian, fotovoltaic, regenerabil și ulterior energia nucleară, care este asigurată în bandă. Prin experiența noastră dobândită de-a lungul timpului, dorim să o împărtășim cu partenerul nostru de memorandum și ulterior pentru un acord și chiar hotărâre de guvern, Ministerul Energiei din Republica Moldova, pentru a finaliza toate proiectele pe care le-am subliniat astăzi, legate de la interconexiuni, atât pe partea de energie cât și pe partea de gaze, și nu numai stocare de gaz metan pentru iernile ce vor urma și sperăm să nu fie chiar așa de viteze, dar sperăm să acoperim tot necesarul de gaz, atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, să oferim surse alternative de energie electrică și de gaze. Și, drept urmare, mulțumesc mult domnului ministru pentru oportunitatea de a fi prezent în rândul nostru și dovada că Guvernul Republicii Moldova este un guvern serios care vrea să facă multe și care vrea să treacă din această
să zicem, criză la nivel mondial. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și, de câte înțeleg eu, avem spațiu pentru întrebări, întrebări-răspunsuri. Eu doar aș vrea să reconfirm că a fost o întâlnire foarte plină, foarte productivă și vă mulțumesc. Într-adevăr, România a fost partenerul, nu mai mult decât un simplu partener, deci a fost și avocatul nostru, și ajutorul nostru, și sprijinul nostru. Suntem susținători. Pe tot acest parcurs și ceea ce ne-a permis să depășim criza, dar și sunt sigur și pe calea generală de accedere în Uniunea Europeană. Și de asta ținem să reiterez această recunoștință din partea Guvernului Republicii Moldova, pentru, din partea poporului Republicii Moldova, pentru acest sprijin politic necondiționat pe care România îl acordă Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Eduard Maciacă, portalul Politic Media. Spuneți-ne dacă, domnul Parlicov, Republica Moldova are la ora actuală depozitat gaz în România. Planificați să depozitați pe viitor, să conlucrați cu partea română și în ce volume? Da, cu certitudine. O parte din gazele pe care le vom stoca, vor fi o parte din stocuri, vor fi din stocurile de securitate, vor fi păstrate în România. Din câte înțeleg eu, prealabil este decizia Consiliului Energocom de a păstra 50% din stocurile de securitate în România. Da, și o întrebare legată de separarea rețelelor distribuției din partea Moldova Transgaz. Se vorbea despre faptul că ANRE încă nu a eliberat documentele necesare pentru a separa aceste, deci, distribuția. Și la un moment dat se vorbea și despre faptul că în cazul în care nu s-ar întâmpla, Moldova Gaz sau Moldova Transgaz ar putea de distribuție să beneficieze sau să fie date în arendă către Vest Mol Transgaz, companii care gestionează conducta Iași-Ungheni-Chișinău. La ce etapă se află această procedură? Eu aș vrea să precizez doar întrebarea la bun început, pentru că dacă vorbim de Vest Mol Transgaz, Moldova Transgaz, vorbim de operatori de sistem de transport, nu de distribuție. Corect, înțeleg, da? Deci transport. Atunci vorbim despre procesul de unbundling, care la noi, într-adevăr, nu este finalizat deocamdată și știți foarte bine că lucrurile au, spunem, s-au blocat la nivelul deciziei acționarilor și, în special, pot să spun, cred că direct, că acționarului Gazprom din cadrul Moldova Gaz. Oricum, există o obligație internațională pe care ne-am asumat-o ca stat în raport cu comunitatea energetică, în care acest proces trebuie să-l finalizăm, acest unbundling, această separare, și suntem pregătiți de scenariul în care acest lucru se va întâmpla fără sau da, scenariul în care Gazprom nu va aproba acest proces pe interior în cadrul Moldova Gaz. Atunci, da, una din variantele variantele de alternativă sunt implementarea, de fapt, desemnarea de către ANRE a unui nou operator de transport care să administreze inclusiv rețeaua de transport care este acum operată de Moldova Transgaz. Moldova Transgaz, nefiind certificată, probabil că urmează să piardă licența la transport, dar evident că cea mai indicată parte, deci compania care deja are, singura companie care de fapt la moment are prezență alta decât Moldova Transgaz pe licențiată în spațiul nostru este Vestmol Transgaz și atunci este cumva naturală această colaborare și încercare de a aduce Transgazul din România să ne ajute să operăm
să aceste gazoducte și sistemul de transport, astfel ca această trecere să fie făcută foarte, foarte lin și să nu afecteze funcționalitatea sistemului și consumatori. Da. Cum spuneam, ca să dezvolt un pic subiectul, România, într-adevăr, cu pași, zic eu destul de repede, va reuși să devină un furnizor strategic de energie regională și nu numai, din mai multe considerente. România investește de foarte mult timp și are în dezvoltare multe proiecte de producție de energie electrică din surse regenerabile. Este energia viitorului, energia care va completa energia produsă pe bază de cărbune și combustibil fosili și nu numai. Gazul metan, după cum bine știți, este considerat la momentul actual combustibilul de tranziție, chiar dacă este un combustibil fosil. România are mai multe proiecte în derulare și care vor fi finalizate în cel mai scurt timp, până în anul 2027. Și să vă dau un exemplu. Investițiile care vor fi făcute la Ceoltenia, cu 1325 de megawatts energie produsă în bandă pe gaz metan, la Iernut, finalitate în decembrie 2024, cu 430 de megawatts, la Mintia, printr-un investitor străin, 1700 de megawatts, cumulate cu finalitatea proiectului 2028-2029, de energie produsă pe combustibil nuclear de la Doicești, prin aceste reactoare de mici dimensiuni, o energie produsă de 462 de megawatts în bandă. Ulterior, anul 2030-2031, unitățile nucleare electrice de la 3 și 4 de la Cernavodă, care toate însumate vor da o cantitate suficient de mare de energie, care vor putea asigura atât energia necesară României, cât și Republicii Moldova. La momentul actual, noi producem energie mult mai mult decât ne este necesară nouă. Avem și un excedent zilnic de aproximativ 700-800 de megawatts. Legat de întrebarea dumneavoastră de contracte pe termen lung, sunt în discuții, sunt în analize încheierea de astfel de contracte. Societățile noastre sunt în discuție cu societățile din Republica Moldova pentru astfel de contracte. Drept urmare, considerați-ne un partener pentru viitorul Republicii Moldova. Cum a zis dumneavoastră, să nu rămână nimeni în beznă. Alternative pentru energie electrică și gaz natural. Mulțumesc! Mersi foarte frumos de întrebare. Noi și un filmuleț care am făcut la acest subiect, pe care cred că îl vom lansa astăzi, dacă încă nu l-am lansat. Deci, noi ne bucurăm enorm că acest proces capătă dinamică. Avem o decizie deja a operatorului de piață din România, Opcom, de a-și deschide o filială în Republica Moldova și ca urmare avem șanse bune, având în vedere că Opcom vine deja cu toată experiența sa de peste 20 de ani de piață organizată la condițiile Uniunii Europene, la condițiile piețelor europene. Noi mizăm că acest proces în Republica Moldova va fi foarte rapid. Adică noi deja foarte posibil ca anul viitor să avem bursa de energie din Republica Moldova și să facem primele tranzacții pe o bursă energetică din Republica Moldova cu ajutorul Opcom. Așa că, și apropo, asta face parte din agenda mai largă
noastră, care vizează și liberalizarea pieței. Asta va da efecte pozitive și în tot ce ține de integrare regenerabilor, în special în ceea ce ține de echilibrare. Asta va însemna și o convergență mai bună a pieței din Republica Moldova cu piața din România, adică, practic, operatorii de pe piața noastră vor putea accesa, inclusiv, și pe alte dimensiuni facem acest lucru la fel, vor putea accesa și piața română și bursa română de energie. Și asta, de fapt, este așa un proces de cuplare a pieților accelerat față de cum era preconizat anterior. Așa că ne bucurăm, vă mulțumim foarte mult și ne bucurăm că aceste demersuri, aceste eforturi care au durat de ceva timp și a durat până s-au luat deciziile respective, ne bucurăm că ele au o finalitate. Da, și încă o întrebare pentru ambii. Spuneți-ne, dacă ați discutat astăzi un aspect, să spunem așa, mai mult istoric legat de o datorie a Republicii Moldova față de România din anii 90, în ceea ce privește livrarea energiei electrice. Cunoaștem că statul român a reeșalonat de fiecare dată această datorie, după care ea a fost, să înțeleg, stinsă din contul bugetului României. Dacă ați abordat acest aspect în cadrul discuțiilor? Pot să spun că subiectul a fost abordat. El urmează, nu avem o soluție finală la acest moment, dar este ceea ce vreau să menționez aici este că, unul, România a fost un partener de nădejde în anii 90 când ne-a livrat energie, România a fost un partener de nădejde atunci când a decis politic în România să facă un gest, de fapt, să ne sprijine și să stingă această datorie, dar ar putea exista, deci este un subiect cu barbă, cum l-am numit eu, juridic urmează să găsim o soluție, dar eu cred că dacă va fi nevoie, eu o să ies suplimentar să comunic, pentru că acum nu avem o decizie în acest sens, dar dacă va fi nevoie, eu voi ieși suplimentar să comunic cu acest subiect. Pot să intervin și eu. Într-adevăr, s-a discutat acest subiect, un subiect destul de delicat. L-am analizat împreună. Mai departe, din punct de vedere juridic, îl vom discuta și eu când voi ajunge la București cu reprezentanții Guvernului României, cu colegii mei din Guvernul României. Ulterior, vom face o echipă mixtă între Ministerul Energiei și Ministerul Energiei din Republica Moldova, care va colabora și sper să ajungem la un rezultat final. Nu pot să vă zic de acum care va fi rezultatul, dar sper să fie un rezultat pozitiv. Mulțumesc pentru... Depozitele din România au o capacitate de aproximativ 3.170.000 și ceva de milioane de metri cub de gaz. La momentul actual, noi avem depozitat peste 2.100.000.000 de metri cubi. Astăzi, 27 iunie. Obligativitatea noastră asumată față de Comisia Europeană este să acoperim 90%. Suntem convinși că ne vom apropia de 100%. Deci va fi și procentul stabilit pe care vom stabili cu Republica Moldova, care va fi procentul de depozitare pentru de gaz metan. Nu, deci din disponibilitatea depozitelor din România, chiar și dacă vorbim de 10% din capacitatea totală, e de 300 de milioane. Republica Moldova nu are nevoie de stocuri atât de multe de gaze neapărat înainte de sezonul de încălzire. Dar deocamdată la nivelul Energocom s-a luat decizia că 50% din stocurile de securitate, care reprezintă în total vreo 50 de milioane de metri cubi, adică vreo 25-26 de milioane de metri cubi, vor fi la prima etapă stocate în România, dar vom vedea pe parcurs care vor fi și posibil și stocurile din alte categorii, stocurile comerciale, dacă va fi cazul,
vor putea fi stocate acolo și iarăși depinde de disponibilitatea capacităților din depozitele subterane din România. Contractele s-au semnat, livrările încă nu s-au început. Contractele s-au semnat, primele contractele de semnate, încă nu au început livrările, livrările vor fi parcursul lunilor, început cu luna iulie, dar da. Ieri Ergocom a comunicat la acest capitol. Nu. Erau două contracte. Unul vizează livrările curente, este o companie din România, dar numele căreia a preferat să nu fie divulgat și de asta nu îl voi spune. Dar al doua este o companie grecească, deci compania de stat grecească DEPA, care va aduce gaz în Republica Moldova pentru a fi depozitat în special în Ucraina, dar nu neapărat doar în Ucraina. Da, încă un aspect, dacă ați discutat despre un proiect fezabil de a aduce gaz din Azerbaijan, România negociază, are o, să spunem așa, o claritate mai bună în ceea ce privește aducerea gazului din acea zonă și dacă ați discutat să-i revină Republicii Moldova, eu știu, anumite volume din acest gaz din Azerbaijan. Cantitățile nu sunt discutate a fi livrate către Republica Moldova. Într-adevăr, suntem în discuții ca și anumite cantități în funcție de necesitățile Republicii Moldova vor fi livrate către dumneavoastră. La moment, da, nu se discută careva volume sau oferte concrete, dar, de principiu, această disponibilitate există. Să vedem. Deci noi încercăm să diversificăm portofoliul, să avem gaz stocat, să ne pregătim de perioada rece, inclusiv stocând gaze. Și atunci, în funcție de necesitate și disponibilitate, eu cred că aceste înțelegeri ar putea fi făcute, deci vor fi făcute la nivel de companii. La moment, la nivel interministerial, nu se discută careva alocare de capacitate, cu uite, atâta pentru Republica Moldova și atâta. Există acordurile de principiu, cel mai important. Da. Și este deschiderea politică. Bineînțeles. Deci dacă nu mai aveți întrebări, mulțumim pentru oportunitatea de a fi prezenți în fața dumneavoastră. Pot spune că am avut încă o dată 5 ore de dezbateri și de luări de decizii pentru viitorul celor două țări. Mulțumesc încă o dată și în numele meu și al domnului ministru meu, Sebastian Burduja, care apreciază foarte mult Republica Moldova și nu numai. Mulțumesc pentru colaborarea strânsă pe care am avut-o și doresc în continuare să fim la fel de prieteni. Vă mulțumesc foarte frumos și eu și, într-adevăr, este o prietenie care capătă tot mai multe, tot mai mult contur practic, dincolo de latura culturală, dincolo de latura pur, spunem, istorică sau prietenie, sau, da, devine această prietenie practic. Ea se materializează în linii, gazoducte, volume, securitate și, într-un final, o calitate mai bună a vieții a cetățenilor, sper, din ambele părți. Așa este. Și se dovedește trainică. Mersi foarte frumos. Mulțumim. La revedere, la revedere. Mersi.